Dacă sunteți pentru prima dată la canal, vă motivez să vă abonați, să activați clopoțelul și să dați like dacă se merită. Vă salut, dragii mei, vă salut, dragile mele! Bun găsit la canalul Frumuseții Vârste Elegante! Vreau să mulțumesc tuturor abonaților, vreau să vă mulțumesc, dragii mei abonați, pentru că sunteți generoși, fiindcă scriți comentarii, fiindcă mă urmăriți. Sunt foarte mândră pentru voi, mă bucură faptul acesta că avem o comunitate care este atât de prietenoasă. Astăzi vreau să vă propun o cremă, o cremă care nu am făcut-o foarte de... N-am făcut-o de mult, de mult, de mult. O cremă care îmi plăcea foarte mult cândva, când trăiam în Rusia, unde era iarna cu geruri foarte mari și o foloseam permanent și mi-ajuta când tenul era uscat, era descvamat, era iritat. Și acum mi-am adus aminte de această cremă care vă propun. O puteți să o folosiți timp de 10-20 de zile pentru a vă pregăti tenul de iarnă, pentru a vă proteja tenul de schimbările climaterice, de frig, vânt, ploaie, ninsoare. Și dați să vedem ce o cremă care o numeam noi cremă tricapeche, ce înseamnă că o cremă foarte ieftină, foarte simplă, de doi bănuți, cu produse care le puteți găsi în farmacii sau în magazine. Pentru această cremă o să folosesc iod. Dar înainte de a pregăti crema, recipientul acesta ar fi bine să-l ferbeți și să-l dezinfectați cu alcool. O să adăugăm până la 10 picături de iod, fiindcă o să fac o porție mai mare. Așa. Aici am amiere bio. Iau așa o lingură bună de miere. Deva o lingură de masă. Puteți să faceți, să încercați mai puțin să luați miere și amestecăm bine, bine, bine cu iod. Miere bio cu iod. Iodul în cazul acesta este ca un conservant. Dacă aveți alergie la iod sau la miere, nu ar fi bine să folosiți această cremă să o preparați. Are aromă frumoasă. Iată așa. O să adaug și o lingură de masă de vazelină. Aici este vazelină care am procurat-o din Canada cu ciocolată, cu cacao. Dar puteți să folosiți orice vazelină din farmacie. Cândva noi foloseam vazelină cosmetică. Acum vazelina știu că unii experți nu aprobă și nu sunt de acord cu folosirea vazelinei în cosmetologie, dar metodele contemporane, nanotehnologice, ajută ca vazelina să fie de calitate superioară, să fie bună pentru folosirea în cosmetologie. Și la noi în Europa și chiar și iată în America, în Canada, se folosește cu mult succes. Și adaug aici așa o lingură de masă. Amestecăm bine, bine, bine. Foarte plăcută. Vazelina ca un emolient, ca un protector, mai ales pentru tenul uscat, descvamat, cu pirozic, e minunat. Iată, ați văzut că s-a amestecat cu mierea, parcă era așa cu o consistență mai densă, dar după adăugarea vazelinei a devenit așa mai lichidă. Și puteți să adăugați ulei de ricină, ulei de jojoba. De fapt, rețeta clasică este cu ulei de ricină. Eu am luat un amestec de uleiuri vitaminizate, aici vedeți. Dar încercați, tot timpul avem oportunitatea să încercăm, să fim așa niște vrăjitoare la bucătărie. O lingură de ceai de ulei. Așa. Și amestecăm bine, bine, bine. Crema aceasta o puteți ține în frigider până la o lună de zile și o folosi. Ea este așa, cam așa se primește.
Dar în dependență de ingredientele care alegeți, în dependență de vazelina care o puteți primească mai consistentă, nicio problemă. Dați, eu o să încerc pe mână. Este foarte plăcută. Iată, eu așa mi-o aplicăm de pe spatulă. Aplicăm un strat foarte, foarte subțiril. Se aplică ușor, se aplică. Puteți să îmbibați așa un pic ușor. E super. Puteți să aplicați ca o cremă, puteți să aplicați ca o mască, țineți 10-15 minute, apoi îmbibați, ori înlăturați cu un tonic, ori cu apă micelară, ori îmbibați cu un șervețel, cum vă convine, cum vă experimentați, cum o să vă simțiți bine după această cremă. Aplicați pe 15-20 de minute, apoi puteți să înlăturați cu un tonic, cu apă micelară, sau cu un șervețel umed, sau pur și simplu cu un șervețel îmbibați, cum vouă convine, dar pielea este foarte fină și moale. Mie îmi place foarte mult. Și vă recomand să vă faceți o cură de 10-20 de zile. În cazul nostru, mierea hidratează și hrănește, iar uleiul și vazelina se folosesc ca emolient. Și cam așa. Eu vă mulțumesc că sunteți cu mine, vă iubesc, vă îmbrățișez și aștept în comentariile voastre să-mi scrieți dacă ați încercat această cremă și v-a motivat să încercați această cremă și cum o vedeți, ce rezultat are. Ne întâlnim și la alte filmulețe. Dacă aveți sugestii de filmulețe, cu mare drag, vă voi publica. La revedere!